Bună, dragi doamne, eu sunt Tini. Mami mi-a promis că azi vă arată cum a croșetat, așa că să o ascultați. Vă aștept alături de mine să lucrăm împreună acest drăguț ren. Pentru proiectul de astăzi am utilizat fire din gama iarnă argint maro și roșu, iar această nuanță de verde turcoaz este un alize coton gold. Au aceeași în compoziția lor, au 45% acril și 55% bumbac. Sunt fire recomandate pentru a realiza jucării. La fel am folosit doi ochișori cu siguranță și de ochișori de culoare galbenă. Lucrând cu o nuanță de maro, am decis să pun ochișori galbeni pentru a se vedea ochișorii din cap. Tot acest proiect îl voi realiza cu o croșetă de 2,5 mm. Avem nevoie și de puțină umplutură. Eu folosesc umplutură siliconată. Vom avea nevoie de un marcator, o farfecă și un ac cu ajutorul căruia să putem coase firele și să putem coase părțile componente ale jucăriei noastre. Pentru început vom realiza capul. Vom lua capul, corpul și picioarele sunt într-o singură bucată. Vom lua culoarea maro și vom realiza un cerc magic, în interiorul căruia, la primul rând, facem 6 piciorușe scurte. Cercul magic, ochiul de lanț de fixare și în interiorul cercului magic facem 6 piciorușe scurte. Șase piciorușe scurte, dăm firul pe deasupra, strângem cercul magic, la rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior și vom avea 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și ultima înmulțire, 11, 12 piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în cel de-al 12-lea ochi. La rândul 3 vom începe să înmulțim și vom avea 6 secvențe, câte un picioruș simplu, unul înmulțit. Aceste jucării dumneavoastră puteți să realizați cu orice culoare doriți. Eu le realizez cu culorile care le am în casă, culorile care le am la dispoziție. Aceasta o realizez cu maro, cu roșu și cu verde, dar dumneavoastră puteți să utilizați și alte fire. Fire care le aveți la îndemână, dacă vă solicită copiii să le realizați aceste jucării. Foarte frumos pot să iasă și cu o altă culoare. De ținut minte, dacă începem cu picioruș simplu, în ochiul cu marcatorul vom avea înmulțire. Simplu și în ochiul cu marcatorul înmulțim. La rândul 4 vom avea 2 piciorușe simple, 1 înmulțit, la rândul 5 3 piciorușe simple, 1 înmulțit, la rândul 6 4 piciorușe simple, 1 înmulțit, iar la rândul 7 vom avea 5 piciorușe simple, 1 înmulțit. Voi realiza și aceste rânduri. Vă las să le faceți și dumneavoastră. Vom realiza pe urmă rândurile de la 8 la 13, vor fi rânduri simple, rânduri cu 42 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Voi face și eu până la rândul 13 inclusiv și revin cu continuarea. După ce am finalizat și rândurile simple, de la rândul 8 la rândul 13, de la rândul 14 vom începe să scădem. La rândul 14 vom face 5 piciorușe simple, 1 scăzut. 2, 3, 4, 5 piciorușe simple, o scădere, 1, 2, 3,
4, 5 piciorușe simple, o scădere și astfel vom realiza 6 secvențe, câte 5 piciorușe simple, 1 scăzut. La rândul 15 vom avea 4 piciorușe simple, o scădere, la fel 6 secvențe. Trei, patru piciorușe simple, o scădere. La rândul 16 vom avea 3 piciorușe simple, o scădere. La rândul 17, 2 piciorușe simple, o scădere. La rândul 18 vom avea un picioruș simplu, o scădere. Și finalizăm rândul 15 cu 4 piciorușe simple, o scădere. Vom face și rândul 16 și pe urmă vom pune ochii. Okay. 4 piciorușe simple, o scădere. Eu am finalizat până la rândul 18, la un piciorul simplu, unul scăzut. Între rândurile 10 și 11 am pus ochii, eu i-am pus cu 6 piciorușe scurte. Între ei, dumneavoastră, în funcție de firul cu care lucrați și croșeta pe care o folosiți, lăsați mai multe sau mai puține ochiuri în funcție de cum vi se așează ochișorii. Așa cum vă spuneam, am început la rândul 14 cu scăderile, de la 5 piciorușe simple, 1 scăzut, și am ajuns la rândul 18, un piciorul simplu, 1 scăzut. La finalul rândului 18 avem 12 piciorușe scurte. Tăiem firul maro, vom tăia firul maro bej, gri, mă rog, firul cu care ați făcut corpul, și începând de la rândul 19 vom intercala culorile roșu și verde. Bineînțeles, dacă doriți. Dacă nu doriți să-l faceți intercalat, atunci nu este chiar nicio problemă, îl realizați doar cu culoarea cu care ați început corpul. Aici fiecare are libertate de a alege. Eu voi intercala culorile, voi folosi roșu și verde. La rândul 19 voi introduce culoarea verde și voi realiza un rând simplu. Rândul 19 va fi un rând simplu, un rând cu 12 piciorușe scurte. Voi prinde și firele în lucru. Începând cu rândul 19, începem să realizăm corpul, cum vă spuneam mai la început. Capul, corpul și picioarele sunt împreună. Se fac împreună și atunci, începând cu rândul 19 până la rândul 18, a fost capul, începând cu rândul 19, începem să realizăm corpul. Rândul 19 va fi un rând simplu, un rând cu piciorușe scurte. Pe parcurs ce vom înainta în lucru, vom introduce umplutura pe secvențe mai mici pentru a se așeza frumos umplutura. Am finalizat rândul 19, la rândul 20 vom începe din nou să înmulțim și vom face un picioruș simplu, unul înmulțit. Și un picioruș simplu în următorul. Vom înmulți un picioruș simplu, în următorul vom înmulți simplu, în următorul înmulțim. Și așa cum vă spuneam, vom alterna culorile, două rânduri cu verde, două rânduri cu roșu sau alte culori cu care doriți dumneavoastră să lucrați. Simplu și în ochiul cu marcatorul vom înmulți. Voi face primul picioruș întreg și la al doilea, când voi încheia al doilea
piciorul de la înmulțire îl voi încheia cu culoarea roșie pentru a se așeza mai frumos culorile. Firul verde îl lăsăm în continuare aici pentru că acum vom realiza rândul 21, va fi un rând simplu cu culoarea roșie. Ce am finalizat, vom pune marcatorul în ultimul ochi al înmulțirii. Deci, cum vă spuneam, rândul 21 va fi un rând simplu, rândul 22 va fi, vom înmulți. La rândul 21 voi prinde și firul roșu în lucru și vom realiza câte un picior scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. După ce am finalizat rândul 21, care a fost un rând simplu, la rândul 22 vom continua seria înmulțirilor și vom avea 6 secvențe, câte 2 piciorușe simple, unul înmulțit. Simplu, simplu, în următorul vom înmulți, simplu, simplu. În următorul înmulțim și așa vom realiza tot rândul 22 cu câte 2 piciorușe simple, unul înmulțit. Rândul 23 va fi un rând cu piciorușe simple pe care îl vom începe cu culoarea verde. Deci vom schimba culoarea. Simplu, simplu, înmulțit și ultima secvență, simplu, simplu și în ochi cu marcatorul vom înmulți primul picioruș și al doilea îl voi încheia cu culoarea verde. Firul roșu îl vom lăsa deoparte. Pune marcatorul în ultimul ochi și, cum vă spuneam, la rândul 23 va fi un rând simplu, un rând cu piciorușe scurte, cu altă culoare, dacă doriți, dacă nu puteți să-l faceți într-o singură culoare, nicio problemă nu este. Rândul 23 va fi un rând simplu. La rândul 24 vom avea ultima secvență de înmulțiri. Și vom avea 2 secvențe, a câte 11 piciorușe simple, unul înmulțit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe simple. În următorul vom înmulți și vom mai realiza încă o secvență de 11 piciorușe simple, unul înmulțit. Simple și o înmulțire. Mă iertați, de la rândul 25 la rândul 28 vom realiza rânduri simple. Rândul 25 și 26 vor fi rânduri cu culoarea roșie. Iar rândul 27 și 28 îl vom realiza din nou cu culoarea verde. Voi realiza și eu aceste rânduri, rândurile de la 25 la 28, rânduri simple, câte 2 rânduri cu fiecare culoare.
și revin cu rândul 29. Am finalizat rândurile simple de la 25 la 28, rânduri cu câte 26 de picioare. Am tăiat firul de culoare verde, am finalizat cu culoarea verde, am tăiat firul de culoare verde și vom introduce înapoi firul cu care realizăm, cu care am realizat capul, culoarea de bază. Și la rândul 29 vom realiza din nou un rând cu piciorușe scurte, un rând cu 26 de piciorușe scurte. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior. De la următorul rând, de la rândul 30, vom separa și vom realiza picioarele. După ce finalizăm rândul 29, introducem umplutura. Facem câte un picioruș scurt în fiecare ochi, cum vă spuneam. Am introdus umplutura cât să-mi permită să pot lucra. La următorul rând, la rândul 30, vom realiza 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piciorușe scurte și ne vom prinde cu un picioruș scurt în primul ochi de unde am pornit. În ochiul cu marcator, aici ne vom prinde cu un picioruș scurt. Am împărțit corpul, cu ce am împărțit corpul în două, la acest rând vom avea 13 piciorușe pe o parte, 13 piciorușe ne vor rămâne pe cealaltă parte. Putem să scoatem marcatorul. Acesta a fost primul rând de la picior și acum vom realiza 6 rânduri de piciorușe simple, 6 rânduri a câte 13 piciorușe scurte pe fiecare rând. La picior vom realiza pe această parte, la rândul 7 vom face 6 scăderi, vom încheia primul picior și pe urmă vom trece pe cealaltă parte, la fel 13 piciorușe scurte și vom realiza și cel de-al doilea picior. Voi face și eu aceste rânduri. Eu le fac doar de 7 rânduri. Picioarele dumneavoastră, dacă vreți, puteți să le faceți mai lungi, cum vă spuneam, în funcție de firul și de croșeta cu care lucrați și de densitatea lucrului. Eu îl voi face să fie un ren mai micuț, un pui de ren, și atunci îi voi face picioarele doar de 7 rânduri. Am finalizat ambele picioare, cum vă spuneam, am realizat de la rândul 2 până la rândul 6, până la rândul 7 am făcut piciorușe simple. Și rânduri simple cu câte 13 piciorușe scurte pe fiecare rând, iar la rândul 8 am încheiat, am făcut 6 scăderi consecutive și a mai rămas încă un ochi. Am făcut amândouă picioarele, le-am cusut, vom trece să realizăm mâinile. Pentru început, la mâini vom realiza cerc magic în interiorul căruia vom face 5 piciorușe scurte. Unu, două, trei, patru, cinci piciorușe scurte, dăm firul pe deasupra, strângem cercul magic, la rândul 2 vom înmulți, vom avea câte două piciorușe scurte în fiecare ochi,
În total vom avea 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în ultimul ochi, în cel de-al 10-lea ochi. Rândurile 3 și 4 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 10 piciorușe scurte fiecare rând. 3, 4. După ce am finalizat și rândul 4, la rândul 5 vom realiza un rând simplu în back loop, vom introduce culoarea roșie. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi, la finalul rândului 5 vom avea 10 piciorușe scurte. 2, 3, prindem și firul de început în lucru. 6, 7, 8. 10-lea picioruș scurt. Vom pune marcatorul în ultimul ochi. La rândul 6 vom avea 6 secvențe, 3 secvențe a un picioruș simplu, unul scăzut. Firul de început îl vom lăsa în lucru. Și la rândul 6, tot cu culoarea roșie, vom avea un picioruș simplu, unul scăzut. 3 astfel de secvențe. Prima, un piciorul simplu cu scădere, a doua secvență, un piciorul simplu cu scădere, a treia secvență, și în ochiul cu marcatorul vom avea un picioruș simplu. Punem marcatorul în ultimul ochi, lăsăm firul roșu deoparte, luăm firul de cealaltă culoare. Dacă lucrăm în două culori, la fel cum am făcut și la bluzică. De la rândul 7 la rândul 11, la rândul 12 vor fi rânduri simple, rânduri unde vom alterna culorile. Deci rândul 7 și 8 îl vom face cu verde. Rândurile 9 și 10 vor fi din nou cu roșu și rândul 11 și 12 va fi din nou cu verde. Deci de la rândul 7 la rândul 12 avem rânduri simple, rânduri cu câte două rânduri cu aceeași culoare. Vom avea câte 7 piciorușe scurte la fiecare rând. Am finalizat rândul 7 cu culoarea verde, am început rândul 8, câte 7 piciorușe scurte pe fiecare rând. Și vom finaliza alternând culorile până ajungem la rândul 12. Vom introduce puțină umplutură aici pe partea maro, pe partea de mânuță și după ce finalizăm prima mânuță, la fel o vom realiza și pe cea de-a doua. Voi finaliza și eu această mânuță, o voi face și pe a doua și revin cu continuarea. Am finalizat ambele mânuțe. Le vom lăsa deoparte și vom trece să realizăm boticul. Eu și boticul îl voi face tot cu culoarea corpului, cu această nuanță de maro. Pentru a realiza boticul vom ridica 6 ochiuri de lanț, ochiuri de lanț de început și încă 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ochiuri de lanț. Din ochiul al doilea vom realiza o înmulțire.
dă o piciorușă scurtă în același ochi, 3 piciorușe scurte, câte unul în fiecare ochi din următoarele, 1, 2, 3 piciorușe scurte, câte unul, cum vă spuneam, în următoarele 3 ochiuri, 3 piciorușe scurte în ultimul ochi, în cel din vârf, 2, 3 piciorușe scurte, întoarcem lucrul nostru și realizăm 4 piciorușe scurte până în, la finalul rândului, 1, 2, 3 și în ultimul ochi vom avea cel de-al patrulea picioruș scurt. Vom pune marcatorul în ultimul ochi, la al doilea rând vom realiza un picioruș simplu în primul ochi, în piciorul simplu, în următorul, în cel de-al doilea ochi, vom înmulți, vom realiza 2 piciorușe scurte în același ochi, 3 piciorușe scurte, câte unul în următoarele 3 ochiuri, 1, 2, 3 piciorușe scurte, o înmulțire, un picioruș scurt, în următorul ochi încă o înmulțire, în următoarele 3 ochiuri câte un piciorul scurt, 1, 2, 3 piciorușe scurte, iar în ochiul cu marcatorul vom avea o înmulțire din nou. La finalul acestui rând vom avea 16 piciorușe scurte. Vom pune marcatorul în ultimul ochi, iar la rândul al treilea, care este și ultimul, vom realiza un picioruș scurt. În următorul ochi vom face o înmulțire. 7 piciorușe scurte în următoarele 7 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, în următorul ochi o înmulțire și până la finalul rândului vom avea încă 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Vom lăsa marcatorul deoparte. Vom face în același ochi un picioruș alunecat, un ochi de lanț și vom tăia fir cât avem nevoie pentru a putea coase boticul pe căpșorul nostru. Acesta este boticul. Vom introduce un pic de umplutură și îl vom coase aici așa frumos. Vom coase boticul. Eu voi pune, nu-i voi mai croșeta năsucul, la năsuc îi voi pune un năsuc din acesta catifelat, un năsuc cumpărat. Bun, vom trece să realizăm urechile. La fel și urechile le voi face tot cu culoarea corpului. Pentru început vom realiza un cerc magic și în interiorul cercului magic 4 piciorușe scurte. Cerc magic, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, vom strânge cercul magic, la rândul al doilea vom avea 2 înmulțiri, 2 secvențe de înmulțire, un piciorul simplu, un înmulțit. Un piciorul simplu. În următorul ochi vom înmulți. Simplu. Și în ultimul ochi vom înmulți. La sfârșitul rândului 2 vom avea
6 piciorușe scurte. Avem grijă să întotdeauna firul de început să fie spre exterior, adică să rămână pe dos. La rândul al treilea vom avea 3 secvențe, câte un piciorul simplu, un înmulțit. Un piciorul simplu. În următorul vom înmulți. Sunt ochiuri puține și merge un pic mai anevoios. Simplu. În următorul înmulțim. Și ultima secvență, în piciorul simplu și în următorul înmulțim. La rândul 4 vom avea 3 secvențe, a câte 2 piciorușe simple, un înmulțit. 1, 2, înmulțim. 1, 2, înmulțim. Și cea de-a treia secvență. 1, 2 și în ultimul ochi vom înmulți. Următoarele două rânduri, rândul 5 și rândul 6, vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 12 piciorușe scurte pe fiecare rând. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte, a fost rândul 5 și rândul 6 la fel, 12 piciorușe scurte. După ce am făcut și cel de-al 6-lea rând cu piciorușe simple, la rândul 7 vom uni cele două părți ale urechii noastre cu piciorușe alunecat, un ochi din față, unul din spate și facem piciorușe alunecat. Ultimul ochi, piciorușe alunecat. Dacă doriți, puteți să lăsați așa urechile și le îndoiți doar când le coaseți, sau dacă nu, puteți să le pliați acum, îndoim urechea în două, întoarcem partea, facem un ochi de lanț pentru a ne permite să întoarcem lucru și nu în primul, în al doilea ochi introducem croșeta și pe o parte și pe alta, deci nu în primul, în al doilea ochi introducem croșeta prin piciorușul alunecat și pe o parte și pe cealaltă și facem un picioruș scurt și în ochi de pe capăt la fel un picioruș scurt și atunci urechea se strânge de la sine. Mai facem un ochi de lanț, tăiem firul și urechea noastră este puțin pliată, doar gata pentru a fi cusută. Eu am realizat și cea de-a doua urechiușă, deci la fel cum am făcut-o pe prima, la fel o vom realiza și pe cea de-a doua ureche. După ce am finalizat și urechile, trecem să realizăm cornițele. Fiecare realizează, sunt mai multe modele de reni pe YouTube. Dacă vă place modelul pe care îl realizez eu, bine, dacă nu, se poate face cu sârmă plușată sau cu orice model doriți dumneavoastră. Pentru început voi realiza un cerc magic în interiorul căruia facem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, strângem cercul magic, rândul 2, 3 și 4 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 5 piciorușe scurte pe fiecare rând, 2,
3, 4 și cel de-al cincilea piciorul scurt. Realizăm două părți. Eu am deja un corn, este realizat. Realizăm o primă parte, cerc magic, 5 piciorușe scurte, 4 rânduri, a câte 5 piciorușe scurte. Tăiem firul, lăsăm deoparte și realizăm încă o parte, la fel, tot cu 5 piciorușe scurte, tot 4 rânduri. Voi face prima parte, o să o fac și pe a doua, dar la a doua parte, când o realizăm, nu mai tăiem firul după ce facem și cel de-al patrulea rând, pentru că le vom uni și vom face în continuare. După ce mi-am realizat ambele părți, le vom prinde cu un picioruș alunecat. Introducem într-unul dintre piciorușele scurte de la prima parte realizată și vom realiza în continuare 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, voi prinde și firul în lucru. 4 mai închisă, merge un pic mai greu. 5. Șase. 7. 8. 9. Și cel de-al 10-lea picioruș scurt. Vom pune marcatorul în cel de-al 10-lea picioruș scurt. Vom mai realiza încă un rând cu 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 9 cu marcatorul cel de-al 10-lea piciorul scurt. Vom pune marcatorul în ultimul ochi și la următorul rând vom scădea. Vom realiza 5 scăderi și vom rămâne din nou cu 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și cea de-a 5-a scădere. Vom pune marcatorul în ultimul ochi și vom mai realiza încă 4 rânduri a câte 5 piciorușe scurte. 4 și notul cu marcatorul va fi cel de-al 5-lea piciorul scurt și încă 3 rânduri vom mai realiza tot așa, câte 5 piciorușe scurte pe fiecare rând. După aceea vom coase urechile, boticul, vom pune nasul, mânuțele le vom coase aici la cea de-a doua secvență cu culoarea verde, vom coase mânuțele, îi punem și cornițele, le voi coase și eu toate, voi finaliza mini renul meu și revin cu produsul finit. Bun, dragele mele, eu am terminat de cusut mânuțele, i-am cusut boticul, l-am umplut, cum vă spuneam, i-am pus un năsuc roșu de catifea, l-am lipit,
Urechi, cornițe, i-am făcut un fulărel, fularul este un model simplu. Am făcut ochiuri de lanț cât am considerat că am nevoie să fie de lung și un rând de piciorușe scurte. Aici am folosit un fir, este Cartopul Party, este un fir la fel special pentru decorațiuni. Este un fir un pic mai rigid și atunci are o ținută mai frumoasă fulărelul nostru. Renul meu este gata, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și atunci veți fi notificați de fiecare dată când voi veni cu o nouă idee, cu un nou tutorial pentru dumneavoastră.